Gogule, ultimii 7 ani am bătut tot Banatul ăsta în lung și în lat și am mâncat miei din pusta Mureșului, din pusta Cimișului, pe Valea Carașului. Unde nici goge nu ce ghingești. Dar cum e mielul crescut aici la armeniș, la munce, cu iarba aia grasă, nu există. De-aia am venit la cine și hai să dăm noroc prima dată. Doamne ajută și ține-ne și păstează-ne vii și puternici. Deci ați înțeles. Suntem la armeniș, pe Valea Cimișului, la precinul meu Gogu, care e și căsap, adică măcelar, și bucătar mâna întâi, și mă las pe mâna lui. Gogule, spune mie, de ce e atât de diferit, atât de bună la gust, carnea asta de miel și de oaie de aici, de la Gogulani? Pentru că e de zona de muncă, bea apă din izvoare, apă sănătoasă, iarba e iarbă dulce, e hrănitoare, și atunci da, crește mielul ca... Cam basmele alea într-o zi cât alții în 7, nu? Pe mielule, ne pare rău de ține că ce-am căsăpit, că ce-am tăiat numai aca. Și noi nis oameni și trebuie să... Era să zic că și noi nis miei, dar noi nis calupii pe lângă mielul ăsta. Doamne ajută! Doamne ajută! Aici ai o vorbă la armeniș. Băutura ai cemelie și mâncarea ai fudulie. Însă goștii-s bucurie. Cum a prins focul undeva sub o căldare și nici nu începe bine să sfâre ori să clococească, s-adună musafirii goștii. Numai uite și-or venit aici. Floarea armenișului, echipa tânără, nu? De la ansamblu armeneșana, jucători numai unu și unu. Adevărul că nu există casă din armeniș unde să nu știe să... Să joace lumea. Ia uitați la uica aici. Scrisul. Păi să știți că orice dintre copiii ăștia știu să facă la fel. Numai un lucru nu prea au învățat ei, că scruz. Cum să faci o zamă bună, cum să faci să prepară un miel. Și atunci noi trebuie să avem îngăduință cu ei, să-i învățăm. Trageți cu ochii la uica. Gugule, tare de teabă că ăștia sunt în stare să ne sugușe, să ne ia mau dacă nu face mâncare bună. Ei, a fost odată ca niciodată de pe vremea când puricele se potcovea cu 99 de ocale de fier și sărea până în cer cu ele și spunea că nu e grele. Trăia aici, la poalele muntele Gugului, un zimbru, dar nu zimbru, zimbru adevărat, uriaș, puternic, mare, de putea să care tot pământul pe greabănul lui așa în spinare, cu o burtă mare așa cum are uica. Numai să vă spun ceva, că mi-ați adus aminte din povestea asta, că burtă așa de mare nu se ține decât cu mâncare! Ia spuneți toți! Mâncare! Așa, Gogule, o nu-i vremea să bagi carnea în zam acolo, că tot ni sligă de foame. Ba da, uica mea e o carne dulce de la munce, care dă farme cu ciorbei. Și mai bine vegem la urmă și o să iasă din bucățele ăștia. N-are ce să iasă, Gogule, decât ceva bun. Dar îi un lucru pe care m-ați uitat. Zama asta o să iasă țapănă dacă nu o descântăm. Musai să jucăm un brâu și o doină din aia așa care să o cântăm lângă ceaun. Ai pute două! Poate lumea să spună orice ar vrea despre Banat și despre bănățeni. Dar dacă armeneșenii sunt muncitori, harnici și bogați, sunt atât de petrecănoși și nu există sărbătoare,
fără muzică bună și fără brâu și doiul pe picior, cum se joacă numai aici. Doamne, atât de fericit că mi-s bănățan și mai ales că pot să trăiesc aici până se gata lumea. Dacă vă închipuiți că ați descoperit ce înseamnă o petrecere de sărbătoare la armeniști în Gugulania, să știți că vă înșelați. Suntem la masă aici cu bunătățile pe care le-am făcut împreună și vă întrebați, păi unde sunt muierile, unde sunt femeile? Sunt în soba mică, se rumenesc, se pregătesc să fie frumoase pentru noi, pentru că de acum, de-abia, cheful e la începutul lui. Hai noroc, sănătate! Ne pare rău că nu puteți participa la el, fiindcă sunteți departe, dar avem aici cea mai bună muzică care există în Banat. Avem Ai mai petecăreți bănățări și, Doamne, ținere, petreșere, fericire și sărbători fericite! Hai, Costele! Doamne, zi muzică! Hai da!